Hai! Hai de! Hai să văd, poți să treci cu astea două? Haide mă că poți, mă! Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod foarte incendiar astăzi, pentru că o să facem un video cu Teddy. Foarte mulți dintre voi m-ați rugat să mai facem videoclipuri cu Teddy și bineînțeles o să urmeze diferite challenge-uri cu el. Am mai multe filmate cu el, așa că pregătiți-vă pentru că următoarea perioadă o să fie nebunie de nebunie de nebunie și cu Alma și cu Șazi și cu Teddy. Așa că un mare like pentru acesta, abonați-vă dacă nu ați făcut-o, distribuiți mai departe și bineînțeles activați și clopoțelul ca să primiți notificările de fiecare dată și să fiți primii și un follow pe Instagram. Deci, ceea ce o să urmeze acum, o să vedeți un fel de challenge pentru el, pentru că o să vreau dintr-un capăt în altul să punem diferite chestii și să vedem dacă trece ca niște obstacole. Am văzut challenge-ul acesta pe internet și mi s-a părut extraordinar de amuzant, extraordinar de, nu știu cum să zic, atractiv și chiar mi-a adus un zâmbet pe buze când am văzut chestia aia. Și haideți să vedem ce reacție are Teddy dacă îi se pune ceva în față și să vedem dacă va trece diferite obstacole, dacă sare sau dacă le distruge sau vedem noi ce o să facă. Dacă vrei partea a doua, scrieți în comentarii. Fără alte discuții, haideți să trecem direct la challenge pentru că o să fie destul de amuzant. Credeți-mă pe cuvânt. Ia uitați toți nebunaticii. Băi, ce faci băi? Hai că trebuie să filmăm frumoșilor. Aici e Teddy, aici e Șazi, țăcăniți, țăcăniți. Ești gata măi? Băi, băgulaniu, măgulaniu. A, își caută mâncare acum, stați așa că trebuie să-și facă încălzirea cu mâncare și după aia imediat. Ia uitați, de ce l-a plimbat? Bătaie? 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 Au, auliu, auliu! Ia la mâncare, ia la mâncare! Mereu face așa, de fiecare dată când Șazi ia mâncare lui Teddy, vedeți ce fel aleargă pe aici, pe de nebuni. Deci nu vă vine să credeți. Nu-i așa Teddy, hai gata, hai golanule. Gata, hai să mergem la plimbare. În primul obstacol vom pune niște șampoane mai mari. O să începem de la ușor la dificil. Hai să aranjăm șampoanele acum. Perfect! Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 rânduri. Ok, îi dăm drumul și să vedem cum reacționează. A dărâmat, bă, ți-a fost bine, l-ai dărâmat, băi. Deci a dărâmat, una, două, trei. Hai să vedem următoarea rundă acum. Următorul nivel o să punem hârtie igienică, doar că pe mai multe straturi. O să punem prima oară un strat, apoi două straturi, trei straturi și așa mai departe și să vedem dacă reușește să sară pe deasupra sau nu. Sau să vedem cum reacționează la hârtie igienică. Hai să vedem. Hai, Teddy! A furat hârtia igienică, bă! A furat hârtia! Hai să trecem la următorul nivel! Perfect! Hai să vedem! Hai să vedem dacă fură iar pe aici. Hai, Teddy! Hai! Le-a dărâmat. Iar a furat hârtie, deci iată. Bă, iar fură hârtia igienică! Iar a furat-o, frate, și le-a dărâmat. Dar măcar a dărâmat doar două și a furat una. Perfect! Hai să vedem. Iar vreți să fur hârtia igienică? Bravo! Deci a încercat să sară peste ele, deci de fapt a sărit și a dărâmat doar 3. Bravo! Hai! Hai! Hai!
și o recompensă. Bravo! Poftim! Bravo! Next level! Hei, salut! Hai! Hai! Haide! Haide de curaj! Hai că poți! Nu vrea, deci nu vrea, e prea înalt acum. Acum e prea înalt, nu se mai poate. Nu, o să sară, am încredere în mine. Hai! Trebuie motivat! Hai, 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 Teddy! Hai, Teddy! Hai, Teddy! Le-a dărâmat aproape pe toate, jumate din ele. Deci ăsta a fost ultimul lui nivel de la hârtie igienică. Trecem la următoarea rundă, să vedem dacă mai rezistă. E ok, n-are absolut nimic. Următoarea rundă va fi mai amuzantă pentru că o să încerc să pun folie transparentă dintr-un capăt în celălalt, să vedem dacă trece prin ea sau dacă sare pe deasupra. Ok, hai să vedem. Perfect, ultimul nivel s-ar putea să fie cel mai amuzant și totuși cel mai dificil pentru că am pregătit folia transparentă. Ia uite, am lipit-o dintr-o parte în alta și acum să vedem dacă trece prin ea, dacă sare sau pur și simplu stă acolo. Ia uite ce am venit! Hai! Și-a băgat capul acolo între folii și-o ține acolo. Hai! Hai de toate! Hai de măi frumosule! Ia mă! Hai! Hai de măi frumosule! Hai! Hai că poți! Dăm primul nivel jos și să vedem dacă treci. Hai să văd! Poți să treci cu astea două? Hai! Acum pot? Haide mă că poți, mă! Hai, așa, așa, așa! Hai, hai, hai! Hai, hai, frumosule! Hai! Hai, frumosul! Hai că poți! Curaj! Ai văzut că a vrut să-ți bagi pe dedesubt? Da! Hai! Hai că poți! Hai, baby! Curaj, curaj! Uite ce am aici! Hai, șezi! Hai, Alma! Hai! Hai, nu știți pe unde? Am umplut! Bravo! A rupt-o, mă! Nu te cred că a rupt-o! Bravo! Bravo, ciucurilul meu! Bravo! Ține băiat frumos! Ține băiat frumos! Ține băiat frumos! Ține băiat frumos! Alma a fost cea mai deșteaptă, s-a băgat pe dedesubt. Ai trecut testul, bravo! Mă rog, chiar de la stricat, chiar de la rupt, a trecut testul cu brio. Bravo, mami! Cinciunul frumos, băiat! Hai, dă un pup la cameră. Bune, Shazi! A venit și Shazi. Așa că ne-am adunat cu toții în pat, după cum puteți vedea, e... Ce iubitul meu frumos! Ce-i bătătate, mami? Ce vreți, băi? Ce mă pupi atâta? Ce mă pup de atâta, mă? Hai, Shazi! Shazi! Hai la pupăceală! Ia uitați-vă, e și Shazi aici, e și Alma aici, cu toții suntem în pat. Vrei să furi mâncărică? Vrei să furi mâncărică, mă? Vrei să furi? Ai mâncat? De ești murdărică la botic, trebuie să te ștergi. Da? Da? Da, mamă, da! Ce faci, măi, frumosule, măi? Cine-ți, măi, frumos? Alma? Alma? Nu mă bag Alma în seamă. Vreau să vă zic că acesta a fost challenge-ul de astăzi. Dacă v-a plăcut și mai vreți în continuare, vrei să zici tu ceva? Vrei să zici ceva? Vrei, mamă, să zici ceva frumosule. Așa că dacă mai vreți challenge-ul în continuare cu Teddy, Shazi și Alma, scrieți în comentarii, distribuiți mai departe, abonați-vă, uite-ți, dă-i din codiță. Dă-i din codiță tu frumosule, dă-i din codiță tu, mamă, dă-i ceva frumos. Așa că...
Da, măi, ești ok? Ai pățit ceva? Nu plec de lângă tine. Așa că nu uitați, abonați-vă și la canalul Dia Gaming, o să vă las în descriere, pentru că acolo o să începem din nou să postăm din ce în ce mai des, aveți linkul în descriere. Da, dragă, și pe tine te bag în seamă. Da, da, da. Așa că noi vă mulțumim tare mult, un follow și pe Instagram @frontihriscu. Vrem să vă spunem că vă iubim extraordinar de mult. Așa că vrem să vă zicem că voi sunteți cei mai tare. Cei mai tare, cei mai tare trupă și noi ne vedem data viitoare cu multă pace și iubire. Salutare! Așa că...